Ty, ja od razu z tą mamą. Ja mam naprawdę sobie portę się wyglę. Nie, ja ona ma daje! Ale prędzej stracił cię! Nikolosne! Nagle iść na rozmawiał od góra! Do opar! Są za twój skrytów! Harbunda, ukawa spod zrebary! Ja pomyślałam, że w której mam jest temat w tym temacie, że mogę nie skoro do szkoda, ale pod raką bym miał. Gdzie była moja to? Co ma pani? Moi drodzy, wiesz co, moi się gryny pilicatory, jeszcze tym akwarium! Ja nie mam, mam go! Ciebie, mam go, ciebie, mam go, gryny, mam imię! Tak, bo nie, wiem, no, ale to on się stara się wstawić! Czas na to ze zdradę! Się za mną jakby piciął kasę! Sam ty mają wody piłka okro, sam pół na litr, a to czy sobie trecie, jeśli było z innym dałam, a to czy wysiał nic. Mam sobie pracę, a mylę, ukrasz moje składy, szukaj za to, a kiedy łokiem ty to jest kaputul, śmiał parę z kocie, myśl karek, to odnęcie ma jej brat. Tak się draga ukazał w rybę do mnie awantę, kiedy piat w tor, ci chodzie ze zdradę z jej śmiałaty. Chodź. A. Gąkujcie w blacie. Ci płatne straże mi kasza, ja wiem! Kiedy wy ci spłatek ma odebrać na to, czy fak? Sobie mu lepika sobie się nie pójdzie dbanie! A nie, zdawaj sobie do to, naszą kampania skończ! Lasnikę! A to jest fajna sobie? No, kuj, masz już nam spusa sta! Pinę se tu bez! A on spuska, a policji tu jeszcze, bo se daj spłatek kampan! Esta, bude biega, aj biega, daj no, nie ci nic kal, nic reć! Aż będziesz tu ku minę? Ja lubię ci jeszcze, to się gdy od kartu wytrę! Zdrawię, jeszcze pan spłatek o radę! Jak to tego plec? Nie no, tak. Na czasie teraz ja odradzę na wadę. A na to moje imię. Moje imię, moje imię. Moje do maty. A na maty? Tak, hajdę! A idź. Na jej wremię. Znaczy, ja ten sukno się płacę, nie wiem, idę po raz pierwszy do dekoracji. Czy nasz czas lewy spojrzy rundę, mógł być stopiony na to tot? Ja trzeba zarówno nie zarzucać, bo jest często Afryka. Mama, ale to czerla się zimkiem. Czy? Czy jest sposób? Czas was? No, 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 jak powiedzieć, że... Jeeo! Da tu! A my zyską... Co, bo ty to zrady portę, nie dam, co mi się pójdzie? A się osyś, fakt, wyciukać! Czuma, to ja bezpieczę, że zgrzycie, ja mam tylko... Czy jest sposób? A, się sposób zgrzycie, nie? Andyska... Czuła się, ale zgrycie, z uzgrycie, ja mam to. Czy ty ci nie podejść? Bez zgrycie. Czekaj, z uzgrycie. Zgrycie, nie? Czy ty cię leś, to by zgrycie, no i ślesz, ci. Co to ma, będzie was zbarać? I o co to będzie, trzeba, to raz powiem, o co ci nie podejść? Worbia? Kuskupiamy. Ja nie mam, na worbie, to skupiamy, nie mam. Și n-am niciun credere în el. Le consider adevărate ispite pentru toți care pe ele se amândoi mai întâi. Cu toate astea stau și mă întreb, dacă a fost lucru cu minte să-mi rog în grădină cei 10.000 de galbe care mi-au fost înapoiați ieri. 10.000 de galbe sunt dobe. Pe ce să mă întreb de sigur? M-am luat gura pe dinainte și grozat mi-e teamă că tot chipzuim cum și ce trebuie vorbi cam tare. Ce este cu voi aici? Nimic, tată. Sunteți de mult aici? Pe mi-am sosit. Ați auzit? Ce, tată? Adineau! Ce? Ce-am spus? Dar n-am auzit nimic? A, ați auzit! Poate am venit tare! O vorbă două tot ați auzit! Iată, îmi spuneam de pildă cât e de greu să găsești azi bani și că fericit este cel ce are în casă 10.000 de galbe. Ah, dar noi nu ne amestecăm în treburile dumitale. Sunt bucuros să vă spun și vouă ca să nu tălmăcesc vorbele în apă, da? Și să vă echipuiți că cei 10.000 de galbe le-aș avea mai eu. Ah, vai, dar nu ne amestecăm totuși în treburile dumitale. Vai, unde dă Dumnezeu să am 10.000 de galbe? Totuși... Ar fi o strașnică afacere. Eu cred că... Aș avea mare nevoie. Dar vorbim. Atunci, nu aș mai plânge cu vaca acum, de exemplu, că vremurile sunt ticăloase. Pentru numele lui Dumnezeu, dacă n-are niciun rost să te plăci, când toată lumea știe că ești destul de bogat. Ce? Eu bogat? Cei care spun asta mic, e rușinare să știi. Nimic nu-i adevărat. Și cei care răspândesc astfel de zonă sunt niște ticăloși. Dar pentru ce te-ai furit, dar nu? Cum pentru ce m-am furit? Mi se pare ciudat că tocmai copiii mei nu mă cred și cred că partea dușmanilor. Dar înseamnă că de dușmanii dacă spune că aia fere? Da! Dar părinte plemetirilor de soiul ăsta, ca și a cheltuierilor pe care le faceți, o să vă găsiți într-o bună zi cu berea gata de iată!
ce te îmbraci. El, cum îți rabe sora, dar în ce te privește e și mai rău, ei strigă vorba ce? Cu cât prețuiești capul în picioare, ți-ar putea face cineva o rând. Ți-am mai spus de 1000 de ori, femeie, că purtarele tale nu-mi plac pe te gândești că poate fi cine știe ce domn nobil și ca să umbli astfel îmbrăcat, sunt convins că mă ciubești. Cum te ciubesc? Ei, știu și eu de unde ai nici bani să te mă poțurezi în halul. Eu, tata, am dat așa cărți și cum sunt norocos, vor primi tot ce vești. Foarte prost din banda ta. Dacă ai noroc la cărți, ar trebui să dai banii cu dobândă ca să te chivernisești. Aș vrea să știu și eu fără amătine mai departe, dar ce spune să-ți ții atâtea zorzoane și bămblicuțe și dacă două catarame nu sunt de ajuns să-ți ții pantaloni? E nevoie să dai banii pe perucile astea că te poți mulțumi cu părul pe care ți l-a dat Dumnezeu și care plus nu costă nimic. Mă prind de risipești cu bămblicuțele și cu perucile cel puțin 20 de galbe. Și 20 de galbe pe an? 17 lire? 6 franci? Și 5 bani? Și asta chiar dacă îi împrumuți cu 8%, să știi. Hai, dreptate, tată. Dar să lăsăm asta și să vorbim de altele. Ce? Nu m-aș face semnul să pune punga? Aia, ce sunt semnele astea? Vă neîndemnam, frate, și cu mine care să înceapă, fiindcă vrem să spunem fiecare câte ceva. Aha. S-a numit tocmai mie, Doreșe, și eu am să vă spun ceva la amândoi. Vrem să-ți vorbim despre căsătorie, tată. Ei, iar ce mă privește, nu despre căsătorie, vor. Păi, tată! Ce frate, de ce te-ai speriat? De, nu știu de ce înseamnă cu adevărat. Ne dăm amândoi de căsătorie, fiindcă nu știm în ce fel înțelegi, tată, și întrucât simțămintele noastre se pot împuca cu alegerile dumitale. Cum mică răbdare? Ascultați-mă și o să vedeți că nu veți avea prilej să vă plângeți de ceea ce apucăm. Și ca să începem, ia spune fiule, ai văzut-o pe tânăra care îl locuiește aici aproape de noi și pe care îl cheamă Maria? Am văzut-o, tată. Și tu? Eu am auzit, vorbindu-se de ea. Cum o găsești, fiule? O ființă fermecătoare. Și bun? Atrăgător și isteț. Învățișarea, putările. Minunată, mai ca pe vorb. Nu credeți că o asemenea fată merită să-și atragă luarea minte? Bineînțeles, tată. Și că ar fi o fericire să o iei în căsătorie. Și că ce fericire? Și că bărbatul ar face o nimerită alegere. Și că ce alegere? Dar e o mică piedică. Bănuiesc că n-are sens nefermitoare. Dragă tată, dar nu trebuie să te gândești la vele cât e vorba să te căsătorești cu o fată atât de desăvârșită. Să avem iertare, să avem iertare. Ai dreptate. Dacă venitul fetei nu este mulțumitor, cauza să te dezvăluiești pe alte căi. Nimic mai ușor! În sfârșit, sunt bucuros că simțiți la fel ca și mine, deoarece cingașa ei împățișare și de vinovăția ei firește, mi-au cucerit inima și sunt hotărât să o iau de soție, dacă te gândești și ceva pe deasupra. Ce? Cum? Spui că ești hotărât? Să mă însor cu Marian! Dumneata! Nu da, eu! Am venit amețeală. Ce înseamnă asta? Dă-mi voie să plec de aici. Nu e nicio treabă, că mi-ai jurat puțin apă, o să-ți treacă numai decât. Și ce și cu domnișorii ăștia? N-au tărie niște puie de găină! Asta am hotărât cu tichica mea ce mă privește pe mine. Că despre fratele tău, îl însor cu o vorbă despre care mi s-a vorbit chiar azi dimineață. Iar pe tine, fetița mea, mititica mea, te dau după senior Ansel. Senior Ansel! Da, e un bărbat matur, pregăzător și înțelept, care n-are mai mult de 50 de ani și despre care să spune că e foarte bun. Iar dacă tot de la eu nu vreau să mă mărit! Iar eu, mititica mea, am hotărât cu voia dumitare să te mărit. Să nu e tare, tata! Să nu e tare, dragă pată! Sluga plecată seniorului Ansel, dar cu voia dumitare nu mă mărit el! Sluga mea să puse, dar te-ai căsătărit cu el chiar de seară! O căsătorie e un lucru mai serios decât ne închipuim și că de ea avem o fericire.
ciupesc. Și dacă se hotărăște să ia fără zestre... Așa e, asta hotărăște. Fără zestre, ți-a spus. Cine dracu ar fi împotrivă? Ce sănătate mai avea dacă părinții s-ar gândi mai văzut la fericirea fetelor sau decât la folosul pe care s-ar veni să îl dea? Străduindu-se, în primul rând, să trădească o căsnicie pe baza fericirii, înțelegerii... Fără zestre! Așa e, asta hotărăște. Și când cuvântul fără zestre este rostit, trebuie să ia ce-i se dă. Fără zestre, mai da! Ia stați! Ar dacă poate îi vândim așa, dacă îl asfântăm cu tărie, pierdem tot, fiindcă sunt fii pe care trebuie să le iei cu o bălișă, care nu învăd ei niciun fel de potrivire și care nu-i duce acolo unde vrei decât cu totul din colț în colț. Dar de să doriți ce părere ai, părere? Găsim noi o pricină pe care să o deducem. Ah, dar ce pricină să mai găsim? Poate că să mă mări chiar diseară. Ce mamă n-are? Spui că ești bolnavă. Ah, o să descoperi numai decât și de tine, dacă ia un medicul. Vrei să glumești? Parcă medicul se pricepe la ceva. Născocește-o ce boală dorești și el numai decât o să găsească ca aia e. Iar ca ultima scăpare, fuga ne pune la dăpost de orice primejdie. Astfel încât fermecătoarea Elis, dacă dragostea ta este destul de puternică, o să izbim noi pe la sfârșit. Da, domnișoară, o fată trebuie să asculte de tatăl ei. Ce rost mai are să privească dacă bărbatul e frumos sau urât? Și când cuvântul hotărător, fără zestre, este rostit, trebuie să ia ce-i se dă. Foarte bine! Bine să te sărut! Mua! Pentru vorbele astea! Doamne, vrea să te iert! Dar n-am mai vrut ce să te iert! Sunt foarte cătaci! Tot ce-mi doresc este să câștigi de săvârșita ei încredere! Uite! Da. Uite că fugi! Degeaba fugi! Îi dau asupra ta pe valer toată puterea pe care cel lumea a credințat-o mie și îți poruncesc să faci tot ce ți-o spune! Să te prindă, domnșoară, că nu faci nevoie! Stăpâne, mă ia cu aia ca să urmesc cu sfaturile pe care am început să-i le dau. Așa, ține! E bine să nu dai drumul la fel. Așa, nu dau drumul, ține! Da, domnișoară, trebuie să... E banul mai prețios decât orice pe lume. Trebuie să-i mulțumiți celui că v-a dat un părinte atât de bun. Și de fiți, știe ce înseamnă viața. Când cineva e gata să ia o fată fără zestre, mai ai voie să privești mai departe. Asta cuprinde tot și fără zestre ține loc de frumusețe, de tinerețe, de boierie, de cumințenie și de cinste. Măi, ce băiat cum se cade! Vorbește ca din carte! Pe aici de cine are un slujitor ca el? După cum vă spuneam, este vorba de un tânăr care are nevoie de bani. E cea confuză așa cât este la cheremul nostru. Ești bun de simplu. Că nu e nimic de demult cu tânărul acela. Nu, în privința asta, nu vă pot da nicio dezlușire, temenică. Dar întâmplarea m-a pus în legătură cu el. Dar puteți afla ce doriți prin dumneavoastră și... Dar ce? Mister lumea ta să ne rezidiesc că veți fi mulțumit când îți veți spune asta. Ce știu? E că face parte din lumea de oameni foarte bogați. Că nu mai are mamă și că dă încredințare. Dacă doriți dumneavoastră, și tatăl său o să fie mort în loc de unde zeu cel. Asta e ceva. Vezi și pune filotinia. Ne vreau să facem din oamenilor cât de des pute. Mie spune-ți. Nu v-ați aflat cine sunt? Nu v-am mai gândit și tu? Cum? V-aș fi ființat? Cine v-a spus că șefe? Să nu băniți cumva domnul că eu v-am dezvăluit numele dumneavoastră și unde locuiesc. Cu toate că, după părerea mea, nu este nici necaz. Sunt oameni care țin cu la. Și are să vă înțelegeți cu ușurință. Ce spui că nu înțeleg nimic? Ei, dumnealui dorește să împrumute cu 15.000 de lire. După cum v-am spus. Cum să vă rezonabile? Tu te dai la asemenea rușinoase îndeletniciri? Cu tatăl dumneavoastră te dai la asemenea rușinoase de pustorii? Vrei să ajungi pe drumul prin asemenea promoturi criminale? Dar dumneavoastră o să te îmbogătești prin capă să batică? Și mai trebuie să te arăți în ochii mei? Dar dumneavoastră să te arăți în ochii lui? Nu ți-e rușine să te zvârli chiar de el nebunești, risipind prin rușinare tot avutul pe care părintele tău l-a agonisit cu atâta suboare? Și chiar dumneavoastră urmășești când îți tărfele și numele cu negustorile pe care le faci? Jefuim cinste și paimă pentru setea de a strânge banii de bani și întrecând în ce privește topânzele și smecherile de care se folosește mai ticăloși și cămătari? Piei din ochii tăi, pungașule! Piei din ochii mei! Că nu-i mai pungaște cu părerea din cale, cel care are bani din care nu sau cel care fură banii cu care n-are ce face? Pleacă-ți vor lumea scoare din sărinte! Nu mai rămâne în ce s-au petrecut. Asta o să fie o învățătură de mine să fiu cu ochii patru la tot ce face! Domnule? Așteaptă pe aici, mă duc să-ți spune! Aaaa! Ce? Am o cerșin sau cerân? Nu știu, la bucă ta-n plaua, nebunia! Pai tu l-ai străpunit în inimă, nebunia! Aaaa! Doamne, o găscă!
Te-ai grozit ce veste? Vai! Domnule, dar bine a arătat! Și a avut un obraz care plesnește de sănătate! Cine? Eu? Oh, vai, dumneavoastră, dar niciodată nu am avut mai tână și mai vesel! Nu mai spune! Pe cuvânt, nu știu, cunosc băieți de 25 de ani care arată mult mai bătrân ca dumneavoastră! Hei, cu toate astea, puțin am 60 bătuți pe mucchi! Voi, dar ce înseamnă 60? Dar dumneavoastră nu aveți nevoie de asta. Și dumneavoastră să sunteți făcut dintr-o plămoară să trăiți până la... Până la 100 de ani! Da. Așa crezi tu? Ba, bine, tot. Ia stai. Ce? Doamne, uite, întrezi pe cele bunca de viață lungă. Te pricep la asta? Ba, bine, tot. Ia. Doamne, uite bunca de viață lungă! Și ce semnează asta? Cum ce semnează? Eu credeam că dumneavoastră o să trăiți până la 100 de ani, dar că o să ajungeți până la 120? Da, e cu putință? Doar dacă v-ar omorâ și pe copii, dumneavoastră și pe copii, copiilor, nu? Tot bine, se duceți la groapă. Foarte bine, posibil! Foarte bine! Este un lucru extraordinar! Ei, acum spune-mi cum merg treburile noastre. Oh, vai de mine, dar ce vorbeai asta? Dar ce-a pus eu la tale și aveți? Pentru căsătorii sunt cum nu se poate mai divace. Nu există făpturi pe lumea asta care să nu le împerechez cât ai clipi. Și cred că dacă mi-aș pune în cap, l-aș împerechea chiar și pe... Pe padișac, cu Republica Veneției, fiindcă mi închipui că n-ar fi greu deloc. Cum le cunosc astfel de bine și pe Maria și pe maică, sa? I-am vorbit la amândouă de dumneavoastră. I-am povestit mamei ce plăcere vă face când o vedeți trecând strada sau privind la fereastră. Și ce-a răspuns? Că este bucuroasă să se rudească cu dumneavoastră. Iar când am adăugat că țineți foarte mult ca Marian să sosească astăzi seara aici, că n-are loc căsătoria. Deci dumneavoastră așteptăm mai decât să fiu. Aha, pentru să că sunt silit să dau o masă în cinstea ginelelui meu, seniorul Anselm. E, asta încât... Ai putea să o invit și pe ea, da. Da, cred că nu se poate ceva mai mult. Așa că astăzi seara vine aici, după care dă o raită prin iarba, nu? Că vă se întoarce la cină. Foarte bine. Să meargă împreună cu fiica mea. Reprumut care mea, da. Perfect. Ascultă, puțin. Da. Ai adus vorba cu maica de zestea pe care trebuie să o dea fetei? Ai lăsat-o înțelege că trebuie să facă și ea ceva, să se silească chiar mai mult decât o țin puterile atunci când e vorba de norocul care așteaptă pe fiică, fiindcă, na, cine a mai văzut tensori fără să iei un ban? Dar este o fată care va aduce 12.000 de lire venit! 12.000? 12.000! Mai întâi nu este măsturată la mâncare, este obișnuită să-i hrănească cu salată, cu varză, cu cartofi, cu lapte, lucru pentru care nu este nevoie să întinzi mese mari, cu ciorbe gustoase și cine știe ce alte trufandare. Asta înseamnă 30 de franci. Asta pe mine este ceva. Asta înseamnă 3.000 de franci. Pe o mamă este... Ascult! Pe urmă, nu se gândește decât să fie curată îmbrăcată. Da. Să punem aici trenii. Nu se gândește decât să fie curată îmbrăcată. Nu-i plac lucrurile de casă arătoase și nici hainele împocoturate, după care altele de seama este că îmi dau un vânt. Asta înseamnă alți 4.000. Pe urmă, are groaza de jocurile de cărți. Lucru deloc obișnuit în ziua femeilor de azi. Uite, este una la mai Mahala, care în mai anul acesta a pierdut 15.000 de franci. Dar noi să nu luăm decât pe jumătate. Deci, 5.000 de la joc, plus 4.000 de la îmbrăcăminte și ciubelul, plus 3.000 de la cărți, cred că s-au făcut cei 12.000 de franci. Foarte bine, mă simt. Extraordinar de bine. Dar supătarea ta nu are niciun temei. Nu are niciun temei! Nu are niciun temei! Dar nu este o adevărat la fel să aducem casă atâta economia, apoi de știi de preț, sila de încăderi și probabil scârba pentru jocurile de cărți? Nu știu, dar mie mi se pare absurd să-și
primească averea din ceva ce nu a primit. N-am de gând să dau scris pentru nimic, așa că ceva tot trebuie să mi se dea. Vai, dar mi se dă! Și eu că mi se dă, mi-au pomenit amândouă de nu știu ce țară, care au nu știu ce mare avere și pe cum bine-ți ales că dumneavoastră te-ai spus, dar tu? Asta rămâne de văzut. Dar, Frosin, mai e ceva ce mă neliniștește. Ce? Fata e tânără. Da. Și de obicei tinerii îndrăgesc pe cei de seama lor. Tare mă tem că un bărbat de vârsta mea nu o să-i fie pe plac, ceea ce mi-ar pricinui vreo zi mari suferinții cu care nu m-aș împăca. Vai, ce cap prost am! Am uitat să vă vorbesc de încă o sușire. Nu-i poate suferi pe tine! Înschiți-te, te gândește că poate vedea un bătrân cu o bardă așa de mare. Bătrân e o fanecă cu deosebire și vă sfătuiesc să nu faceți cu tânărul pe aia. Da. O rămână de 60 ani, doar mică. Uite, nu sunt 3 luni de zile când a rupt logona de cel care vrea să fie bărbat, doar pentru că avea... doar pentru că avea 56 de ani și pentru că nu și-a pus ochelarii la semnarea actului de căsătorie. Numai din pricina asta? Numai. Ea spune că 56 de ani... Mă mulțumesc. Și este pentru nasurile care poartă ochelari? Multe ne puteți mai avut de la tine, Rosin. Da, știu. Mai multe chiar dacă vă pot spune de pildă. În odaie sunt agățate mai multe tablouri. Ei? Ce credeți că îmbrățișează? Ce? Pe Adonis? Da. Pe ce fals? Ori pe frumosul Paris? Nu! Sunt frumoasele portrete ale regiului Priam, ale moșneagului Nestor și a lui Achise căsătura cu tata cârcă de fiul său. Asta e foarte interesant. Știi, niciodată nu m-ar fi gândit să iau gusturile și sunt foarte fericit să mi le spui tu, Fosin. Și mai spune, Fosin, mai vorbește cu scriată. Vai! Ce-ai? Da, mare pricopseală să iubești pe tine! Sunt frumoși, bucoși plăcuți, care te ispitesc doar să-i pipăi! M-aș rece cum găsești la ei! Știi ce să fiu? Nici eu dacă aș fi fost femeie, n-aș fi putut să iubesc pe tine! Da! Mare pricopseală să iubești pe tine! Da, asta spun și eu în fiecare zi când îi văd, scrie mărzindu-se ca niște muieri, cu 3 tulee sub nas burlite ca la pisici și cu perucile de cârți! Și mai iau și ne dragi așa, lăsați mai jos de genunchi! Da! Și mai iau tupeu să se creadă bărbat pe lângă o fătură ca dumneavoastră! Uite cum se cuvine să te îmbraci și să te prezinti, dar te faci pic! Vai, dar faci să-ți vă apași mai acolo! Nu tot ce-i tu! Uite tu, bine legat, mărios, care nu dormește nici pe deși. Găsești că sunt bine prosit? Vai, dar cum, că sunteți minunat. Da? De asta m-a ferit Dumnezeu. Doar din când în când nu mai ține coșul pieptului, dar uite, vezi? Vai, dar ce să mai plăcesc, cum vom vedea,
copil. Domnule, vă rog, un ajutor, nu prea mare. Prosim, mă credeți, trebuie să mă duc să poruncesc ca aia să meargă aia, mă rog. Scandina în rugătură și vă fiu un vecin recunoscutare, vă rog. O să îngrijesc, o să îngrijesc să o spuneați de mine ca să vă pun casă buții. Păi, domnule, dar nu s-a nimerit o prilej mai de seamă ca să-mi ajutați. Vin acum, uite, prosim, vă rog, așa vă duc, îți mulțumesc, domnule, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, veniți încoace să vă fac bărunci ca să știți fiecare ce aveți de făcut. Vă bărunce să faceți până cu toate odăile, dar aveți grijă să nu trecați pe care mesele și scaune ca să nu soțească. Nu scumpe! În afară de asta, în timpul răspunsului vă credințez bine și repede. Da! Dacă se sparge vreuna sau pierdeți, vă opreți din simplu. Bună s-o pătea! Dumneata Bintoa, și dumneavoastră la Mirușa aveți să spălați paharele, să turnați de băut la misa. Dar nu mai cuvintesc că vă cer. Nu după în rapul anumit o slujitoră bratnici, care stăpânesc pe musafir la băutură, când acest oară nu este. Și nu uitați să turnați apă cât mai din beșug. Drept de vinul se cansuie la cap. Trebuie să lăsați anul de ajută până este până. Da, dar cum vedeți să scăsuse musafirii, dar aveți grijă să vă le știi și dumneavoastră că pieptacul meu are poată mare de ulei de lampă. Iar în dragii mei mei stăpână, sunt presiune foarte. Mai trebuie să stai cu spatele la perete, asta răgăt musafirii să răspundă fața. Tu, fata mea, ai grijă că să iau farfurile de pe masă ca să nu dispară ce rămâne. Și aveți frumos fetele să fie grijulii, dar mai ales ia seama să primești cum se cuvine de iubita mea când va veni să te ia la iar, mă rog. Ai înțeles ce ți-am spus? Am înțeles, tată. Iar dumneata, domnișorule, pentru că te-am bunăvoința să te iert, cu supărarea pe care ai făcut toată din aur, te sfătuiesc să o duci urât la iar. Puteți pleca. Să mă urât? Mă întreb pentru ce? Lasă că știu eu ce mă primesc copiii când mi se doar dori și cu ce ordine primesc pe oamenii din trece. Așa încât, dacă vrei să uiți de săvârșire cu cinocul în care era să mă supui, poate copia cât mai prietenește. Ca să vorbesc deschis, tată, nu pot făgădui, am arătat chiar atât de fericit că o să-mi fie mamă vitregă. Aș minți dacă aș spune altfel, dar ca să o primesc cu prietenie, asta da. Da, îți făgăduiesc. O, cum să părește-te? Hai să vezi că nu-ți vedea, pricine să te plângi. Foarte cu mine, tu parteți. Valer, ia și tu seama. Acum și-o părește, într-o artistă ai să dați-mi voie, stăpâne, cu cine doriți să dați, vă rog? Cu vizitorul sau cu bucătarul? Că sunt și eu așa. Arogante. Mă rog, doi. Atunci asta? Ce faci asta? Acum vă ascult. Nu merg cu mine de tare. Azi vă casă seara o să fii la masă. Mare minune. Ne gătești bucatea alese? Dacă îmi dați bani, spui. La dracu! Cum deschideți gura bani? Altceva nu știți să spuneți decât bani! Și iar bani! Și așa o țineți într-una! Ce vă frământă pe voi doar banul? De când sunt n-am mai auzit un răspuns mai obraz în casa. Mai ales că o fară să pregătești o masă bună cu bani mult. Iar îndemâna o și cui să pregătești o masă bună și cu bani puțin. De iar dacă ești om isteț, poți pregăti o masă bună și cu bani puțin. Masă bună cu bani puțin? Da. De ce nu? V-aș fi îndatorat, domnule intendent, dacă mi-ați împărtășit și mie o atare tai. Ba, mai mult, dacă ați poftit în locul meu pe camera grăși și în bucătării. Ia dacă-ți gura! Spune-mi, cum ce-ți trebuie? Păi să spună, domnule intendent, trebuie să laudă, poți să vă dea mâncare la asta cu bani puțin. Mă, nu știu răspund la ce am întrebat. Păi... Nu te zici la masă. 8 sau 10? Dar să pregătești pentru 8. Când e mâncare pentru 8, se găsește și pentru 10. Bineînțeles. Da. Păi atunci 4 soiuri de ciorbe de carne, 5 feluri de gustări, după gustări, da, de mâncări. Ce zici de dragul că a păstit în oraș întreg? Friptură. Oprește pe toată oameni când ești la tapă toată. Legume. Hai să tași la dar! Dar ce ai chef să plătească un safire atâta feluri? Socot că Căzăcolul și-a chemat prietenii să-i omoare? Ai face bine să citești de drept cu privire la sănătatea oamenilor. Sau mai degrabă să întrebi un medic dacă nu este pe primie drept, să te întorc peste măsură. Are dreptate. Aflu și pe deja că împreună cu semenii tale că o masă unde se vede prea multă carne e o capcană de omor cu oameni. Astfel încât te dovedești prietenie musafirilor dacă se vede o masă ușoară potrivit proverbul celor vechi. Să mănânci ca să trăiești, nu să trăiești ca să mănânci. Vino la mine! De-abia așteptam să te sărut pentru vorbele astea. Și cine-i părințele pe care a spus asta? Nu-i mai țin minte numele. Nu uita să scrie vorbele pe slobe de aur în sfrageria mea? Nu, e chiar că despre poți lăsați în seama mea. Știu eu cum să răspie. Bine, perfect. Uite, știi ce mă gândesc? Ar trebui ceva simplu, dar de care să nu numai decât niște fasole cu o ciosvârtă de berbec gras și cu castare așa din belșug. Da. Iar dumneata, spuneți, rămâne să-mi cureți caleașca. Așteptați un pic. Ce mai înseamnă și asta? Nu s-a revenit! Acum v-ați spus. Când
bine! Am spus să-mi trai cu Anica să vin care e de rău! Da, că ai dumneavoastră să pui taxi, da? Păi, nu spun că s-a cu baie, pentru că n-au baie și ar însemna să vin. Și atâta poți și frumos să că nu mai sunt cai, ci sta fi. Arătă-i de cai. Lasă-i să fie că tu nu slujesc la nimic. Și dacă nu slujesc, mai bine ar prindi și arunca pe destulate decât să-i făcut să dobesc pe picioarele lor. Că la urmă armei, eu îmi vesc în jurii și când suferă, ei sufă și eu. Și trebuie să ai sufletul prea plin ca să nu te duiești de aproape tot. Lasă dragul, tu de aici până la bol și nu ești cine știe ce depărtare. Dar pune eu nu simt de stare să-i mă pun acolo. Și în ce bătaie îmi vreau să eu, mă, pe calul care se gândesc. Păi nu simt de stare să urmească cu ei, da, vrei să urmească alea așa. Stăpâne, o să rog eu pe vecinul picat de mâna ei. Iar că despre o spus, o să se ocupe tot ea. Fă un tip, lasă-mi seama ta. Ei, mai trebuie să crebezi un altul, anul de alea. Jupânul Jacques prea se gândește la toate. Domnului, te întreb prea le face păcat. Ia dacă de gura! Stăpâne, mie sigă de licuștilor și de mult am băgat de seama cu tot ce face până la lui când își vără nasul în lemn și în pâine, în lumânări, e doar ca să vă gândire de la voi, să ia bine pe lângă dumneavoastră. Că la urma urmei orice s-ar spune. Eu țin la dumneavoastră, chiar dacă sunt câteodată cum s-ar cuveni. Dar după căișorii mei, la după dumneavoastră vă îndrăgeți mai mult. Jupâne, hai să lăsăm asta. Ia orice. Spune, ai fi în stare să-mi spui tot ce se vorbește despre mine? Sigur, când nu, nu mai sunt fost supărat. Vai, dar nu mă supăr orice așa auzit, că tare aș vrea să știu ce vorbesc cu oamenii despre mine. Păi așa spuneți acum, dar parcă vă cumva cu căfurile. Dar nu mă supăr, îți păgăduiesc că nu mă supăr. Bine, dacă țineți cu orice preț, poftim. Mai întâi, toți își bagă pe gras, colegii la altul. Și nu cu simplă cer mai mare de tatu și când vă față de ceafă și de nădrea și povestesc tot felul de bază despre zgârcinea dumneavoastră. Unii spun că tipuriți prin sobăta la dumneavoastră, care dar unde zile de post sunt trecută numărul 2 ca să, tipă, să băgați în buzunar ceva, că ăsta mâncare de dulce. Alții povestesc că de când se apropie sărbătorile și servitorii vor să plece de la dumneavoastră, îi căutați din senin, nu după vreo ca să nu le plătesc în brie. Bacă să lene și bacă răspund, mă unul povestește că ați fi dat o judecată pisica viciului cu vară cu mâncarea dintr-o friptură de berbec. Altul povestește că, da, că ați fi fost prins într-o seară furt cu mâna dumneavoastră, a văzut ca el. Așa că vizitul ce dinaintea mea va curăi toți strajnii chiar dumneavoastră și măcar ați pregnit. Și să vă mai spun una, unde te duci mai dumneavoastră să vorbește, deci nu vă fac decât scârbosul care am și cămătarul care își mănâncă de sub unii. Ești un ticălos! Știu că parmecele dumneavoastră sunt grăitoare prin ele însele și că nu e nevoie de ochelari pentru a le prețui. Stelele însă le privești prin ochelari, iar eu cred și susțin că ești o stea. Mai știu că ce stea! Cea mai frumoasă stea care strălucește între stele. Găsit? De ce nu spune nimic? Îmi pare bine că mă vede? Ba, dar s-a să văd și cum sunt stăm cu săptele lor leșale. Bine, să mă arătă la cu ceea ce suntem adâncul inimii. Așa e, da. Mititică scumpă, uite-o pe fiica mea care vine să-ți ureze bun venit. Vă rog să merg pe domnișoară că să simt aici și m-am plăcutat de la început. Din potrivă, găsesc domnișoară că eu se cuvenea să vă ies mai înainte. Vezi ce poate mare ea? Așa e? Iar marea crește prospește! Ce spune Mititica? Că te găsește fermă, tătă? În prea mare cinste pentru mine, minunată copilă. Ce bun, adânc îndatorat pentru cele ce aud. Mai pot stăpâni nici. Spune și pe fiul meu, care vine să-ți facă plecăcine, bineînțeles. Lucy, ce întâmplare. E tocmai tânărul despre care ți-am vorbit. Te mir poate că am copii așa de mari, dar de curând scap de noi. Ca să vorbesc deschis, domnișoară, să petrec aici lucruri la care nu mă așteptam și nu vă pot spune uimirea mea când tatăl meu mi-a dus adunatul la cunoștință ceea ce urmărește. Ce trebuie să ne facem am putea să spună? Îngăduiți-mi, domnișoară, că am atât tatălui meu să vă mărturisesc că n-am văzut pe lume ființă mai fermecătoare ca dumneata. Că nu e fericire mai mare decât să fie cineva iubit de dumneata. Și că atâta nu-i soțul dumneitale, e o slavă. O slavă atât de fericită încât aș schimba o bucuros cu a tuturor stăpânitorilor lui. Da, domnișoare, nu cunosc noroc mai mare decât cel de a te avea. Și într-acolo se îndreaptă întreaga mea lucru. Așa încât sunt gata să-mi fac orice pilică. Ei, domnul, domnișoare, vedea că nu ți-ai pus supărare?
pe urmă mergem în grădină, cu tot să se dească gustarea. Așa. Iartă-mă, Mititico, că nu m-am gândit înainte să-ți dau o dulceață. Am avut eu grijă dată și am trebuit să cumpere din partea dumitale portocale de chimea, lămâituri și dulceață. Oare? Dar nu-i atâta. Oriu, ești de părere ta pe cum e de ajuns. Atunci domnișoara să fie bună să ne ierte. Domnișoara, ați văzut ce scândea cu diamantul pe care dacă nu-l poartă în degeră? O ștenire de familie. Într-adevăr, e minunat. Uitați-vă la el mai de-aproape. Ce ave? Ce scântei? Oh, nu, domnișoară, e atât de frumoasă mâna pe care o potrivește. Opriți-l, tatăl meu îl dorește. Eu? Aș vrea să cauți și cu domnișoara să-l dorește din dragoste pentru mine, da? Ce te-a furat? Dar ce mai trebuie? Mi-a făcut sâncă, da? Ce trebuie? Fiți, domnișoară, dar nici prin gândul trece să le ia înapoi. Călăule! Nu, ascultați-mă ce spun, lași bine. Fii călăule! Sunt nicio, uite, dar ce putea să o hotărâ să primească, dar ea se găbățânează. Doamne, 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 dar faci treabă, tată, tată, e nemurat. Păi, ce nu am fi perplat! Bine, dar să nu părătești să spune în tine. Nu, dar să spune în tine. A venit un om, zice că nu vorbească. Spune-ți de acasă, dată. Zice că v-a dus niște bani. Vă rog să mă iertați, frumoasă, mă întorc prin dată. Ai să uiți pe Marian și cu asta basta!
ușurel, ușurel, ușurel! Ușurel, ușurel, ușurel! Mă speriai pe mine! E rușinatul, așa vorbești tu cu mine! Stăpâne, dă-ți seama, e fiul dumitale! Lasă-mă să-mi pocnesc! Nu mă lasă cu mine cu două! E tatăl dumitale! Ascultă, șupune! Fii judecător și spune dacă n-am dreptate! Poftim, primesc! Uite, mi-e dragul cu pată! Și atunci, nerușinatul de acolo, spune că o iubește și vrea să ne aibă căsătorie! Asta nu, nu se cuvine! Da, ce poate fi mai cumplit decât un fiu care se ia la trecere cu propriul lui tată? Când-i potrivă, ar trebui să nu se atingă de ce e mai scump. Asta am zis cuvinte. Vezi? Vezi? Auzi, lasă-te seama mea să-i cum o să-i spun două vorbe. Fă cum te pricepi. Auzi? Deoarece chiar el te-a ales judecător, eu nu o să mă ridic nici împotriva ta, nici oricărui alt. Așa că tu o să hotărăște, poate fie dreptat. Uite, iubesc o fată care răspunde simțirii mele și primește cu drăgălășenie mărturile de credință statorică. Că poftin, că nu dai pistele zău și lăsăm tulbure pe ieșirea cu celelalte căsătorii. Nu se cuvinte, e... Nu se gândește cum îi stă îndrăgostit? Nu-i rușine! Îndere, cu cine s-a trebuit să o lase celor tineri? Auzi, lasă-te seama mea, mă duc să vorbesc. Auzi, stăpâne, fiul dumitare nu-i chiar atât de nesucotit cum îl crezi. Vorbele, nu vorbele. Chiar că mi-a recunoscut că recunoaște că îți datorează cinstea cu venitul unui părinte. Așa caută și dumneata o nevastă pe placul lui. Atunci spune prietene că dacă renunță la Marian, îi dau orice altă fată vrea. S-a făcut. Domnișorile, e încântat de făcut de identitate. Așa că arată cinstea cu venitul unui părinte și arată dragostea supunerea. Spune-mi, te rog, șupulegea, că dacă mi-o dă pe Marian, am să fiu cel mai copil supus de pe lume și că nici o împrejurare nu se ies din voie. Spune-ți, băi, stai. Stăpâni, e încă dată făgăduile de tare. Așa mai merge. Ei, hai acum, apropiați și vorbiți, era că pe ce să vă certați, că n-aveți ce să vă dispoarte. Șupulegea, am să-ți fiu recunoscător toată viața. Te zău dacă ai pentru ce, domnișor. Te-ai purtat cu mă, șupune, așa că meriți o răsplată. Crede-mă că n-am să uit. Te rog, tata, să mă ierți că nu am putut stăpâni. Nu face nimic. Și crede-mă că îmi pare nespus de rău. Ia mie îmi pare nespus de bine că ți-a venit mintea la cap. O, tata, ce puiești că e tata așa de repede că ți-am greșit. Părinții uită ușor greșelile copiilor dacă aceștia se cumințesc. O, tata, și n-ai să port nici o pică pentru năzdrăvăniile mele? Supunerea și respectul tău mă fac îndreptățesc să mă port așa. Dragă tata, nu voi uita până la mormânt până, tata dumneata. Iar eu îți făgăduiesc că îți voi da orice îmi vei cere. A, dar nu-ți mai cer nimic după ce mi-ai dăruit-o pe Marian? Ce? Îți iubite, tată, că mulțumirea mea nu mai cunoaște margini și că bunătatea dumitale mă copleșește, dăruindu-mă pe Marian. Cine ți-a spus că să dăruiesc pe Marian? Dumneata, tată! Eu! Da, bineînțeles că dumneata, dar ce? Din potrivă, tu ai spus că renunți la ea! Păi, e! Da, tu! Deci, spune-le! Ia, certicălosule! Nimic n-o să mă schimbe! Atunci știu ce nu mai ai de acord? Fă ce poftești! Nu te mai recunoaște, fiul meu! N-am să mă prăpădesc! Leapă de tine! Leapă de tine! Te dezmoșteresc! Foarte bine! Și pe deasupra îți dăruiesc blesteamul meu, blestematele! Da, doamne, voi te darul în unitate! Înapoi. Sau spunându-mă că cine mi-a vrea.
mare. Aștept. Ce-ți vreau să zic? În care ar fi hoțul abătit cu mare zbunită ceasul, tocmai de stand de vorbă cu nemerii de fiul meu. La case! La case, toată lumea! Servitoare! Slori! Fica mea! Fiul meu și la murmurie! Dar ce vor dat așa la mine și vedeți? Nici de bănuia la cor, care e nevoie hoțul care m-a furat? De ce nu vorbiți de voi, de hoțul meu? Vă rog, vă rog, în ce lume, dacă știți care e sau nu pot găsi, dați-mi de știre! Sau poate ajuns printre voi. Ce vă dat așa la mine? Poliția! Poliția! Strângele judecătorii! Deliția de toți judecătorii sunt datori să lupte ca să mi se facă dreptate. O să îndeplinim toate cercetările legii. Lasă în casetă se găseau? 10.000 de calbe! 10.000? 10.000 de calbe pe muche! Ăsta a fost o glumă. Nu se află pedeapsă pe lume. Destul de cumplită pentru o crimă nelegiuită de asta. Și... și dacă fruntașul rămâne pedepsit, atunci și cele mai sfinte lucruri sunt primejduite. Și în ce fel de bani era sumat? Calbe! Calbe din aurul cel mai curat și argint simțuit. Bărbiți vei cineva? Bă, pe toată lumea, așa te rog să amestezi întregul oraș. Eu sunt de părere să nu speriem oamenii. Ce din potrivă să ne stăluim altora cu libăcie? Oarecare dovezi? Pentru că, pe urmă, să procedem la găsirea banilor care v-au fost furați. Ascultați-mă până vă plăteați pe regata poliției picioarelor și opăriți în apă cu vreo datină! De cine? De potul care m-a furat? Nu, cu cel de la pe care v-a adus sintetul. Mai bine să ascultăm pentru că avem care vrea să ne spune ceva, vino păci! Nu te speria, eu nu bag frica normalmente, încet, încet o să spate pe la capăt. Dumneavoastră e musafirul nostru aseară? Totul e, dragă prietene, să nu ascult nimic stăpânului dumitare. Da, pe ce? Dar eu o să prepar după gustul meu, așa că o să vă spate ascult, nu se poate. Dar e o vorba de asta. Dacă mâncarea, să știți că nu se iasă gustoasă, de vine este domnul intendent care îmi dă-i mereu aripile cu foarte cele zgârcini. Imbecilitate, unde o spate vorba? Mai bine spune ce și despre banii care mi s-au furat. Mi s-au furat banii? Da, tu farbe și pe aia spăzut dacă îmi dă-i mai ai boare! Să nu mă amenințați, îl văd după fătișate că ai ucis. Așa că e gata să mă curisească tot ce știu. Prieteni, dacă mă turisești tot, nu ți va face niciun rău. Ba mai mult, stăpânul dumitare te va răspăti după cuvință. Da! Mi s-a furat astăzi banii și nu se poate ca până ta să n-ai oarecare bănuie. Uite că mi-a picat prilești univers și mă răzbăt cu internetul ăsta. De când s-ar fi poate de tăi, nu să-și mai vorbele lui să-mi atâse. N-am uitat apoi cum te-ai de tine. Stăpâne, dacă e vorba să dăm lucrurile pe față, eu cred că domnul internet a să vă știți coroșe. Vale! Da, chiar el. El pe care îl s-o puneam omul meu de credință. Bine, îl bănuiesc că el. Și pe ce te temeiesc? Pe ce? Da, pe ce? Pe ce e de bărâit? Asta nu-i de ajuns, dar dovezi, vedem. L-ai văzut cu bătut pe care l-au bărâit? Da, tocmai, l-am văzut în târcoare, rog unde ați ascult banii, pentru unde ați ascult. În grădină! Tocmai, era sărit în grădină! Și în ce erau banii, ca să văd dacă... În ce erau banii? Erau într-o casetă? Da, erau într-o casetă. O casetă... Cum arăta caseta? Zi! O casetă... destul de mare. Cea care mi s-a părut era mică. Mică, bineînțeles că mică, eu am socotit-o mare după ce se găsea nouă. Și de ce culoare era? De ce culoare? Da. Da, păi, de culoare... așa, așa. Așa, așa. Nu era rușie. Nu face rușie. Nu, da. Cerușie poate spre roșu. Nu, da, era sigur, era cerușie poate spre roșu. Ia, 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 spune. Repede, repede, prietene, scrie tot! Stăpâne, stăpâne, uite-te, o sărbătecă, sărbătecă la dată! Apropie, și mărturisește cea mai întunecată din căloșie pe care mi-a luat să fugi totodată! Nu pricep ce spuneți! Cum tâmpare nu roșești măcar cu pasărerea fără de lege? De care fără de lege pomeniți? De care fără de lege pomenesc? Ca și când habarele aia îți zice vorbesc, degeaba ce sunt ascuns, am aflat tot, știu tot! Dacă s-a descoperit tot, n-ați mai mult cocul și n-ați mă tăgăduiesc. Fiindcă mai de mult mă hotărâți că vorbesc, dar așteptam mai împrejurarea prielnică și după cum s-au întors lucrurile, e mai bine să spun tot. Dar de ce ai făcut asta?
De ce ai făcut asta? Vai, stăpâne, asemenea o bără trecătura. E drept că am făcut o greșeală față dumneavoastră. Dar dintre acelea care se pot ierta. Cum se pot ierta? O nelegiuire ca asta! Dar nu v-am spus, fiindcă după ce v-am veți asculta, am să vedeți că rău nu e atât de mare pe cât o socotesc. Rău nu e atât de mare pe cât o socotesc. Dar sângele meu, trupul din trupul meu! Sângele dumneavoastră n-ai făcut pe mâinile și sunt în măsură să nu-i pricinai nicio vină, fiindcă orice se poate trece. Cum se poate trece, mă, o crimă ca asta? În cinstea dumneavoastră nu va fi atinsă. Dar cinstea mea n-are ce să caute aici, la naiba? Că... Ascult! Ascult! Cum ai fost în stare să faci așa ceva? Ce te-a îndemnat? Cum? Mă mai întrebai? Uite că te întreb, normal! O zeitate căreia îi se cuvint toate iertăciunile. Dragostea! Dragostea? Frumoasă dragoste! Minunată dragoste! N-am ce spune! Dragoste de banii mei, scrie! Da, scrie! Nu vă bățile dumneavoastră m-au îndemnat la... Numai ele m-au citit. Și o faptă vreodată de ce se m-a îndemnat la asta? Ce anume? Ce anume? Ai, asta ar mai lipsi, să spui că e și fiica mea implicată aici. Dar pune-o capul la tot. Și justiția o să facă dreptate din calosule ce ești. S-o gătit că e un furt? Dar ce-a fost dacă nu e un furt? Oare comoară adevărată? O comoară, bine ați spus. Și una dintre cele mai neprețuite din câte aveți. Dar nu înseamnă că o pierde dacă mi-o credințați mie. Și vă rog în genunchi că nu să-mi dați această comoară plină de fame. Toți dragii să-ți iasă din cap așa ceva! Nu-ți dau nimic! Auziți la el! Nu vrea să-mi dea la voi ce mi-a urat! Unde trebuie să ajungi cu asta? S-a mai spus! Nu bani bogățile dumneavoastră m-au ispitit! Nu ele m-au mețit! Fiindcă inima mea n-a ascultat de socotele pe care dumneavoastră vi le închipuiți! Da, asta mai lipsi să spui! Că ai furat bani din milostivire creștinească! Jupăneasa Claude cunoaște tot adevărul și vă poate sta mărturie. Jupăneasa Claude și ea e implicată? Scrie! Stai, domnule, după cum ea a fost... Da, domnule, ea a fost matură la legământul nostru. Dar după ce s-a convins că dragostea mea e sinceră și după aceea m-a ajutat să convins pe fica dumneavoastră să-mi credințeze inima mea, primind-o în schimb pe a ei. Eu nu mai pricep nimic. O zi care pușcărie îl face să bate cânt. De ce tot întruge aici zica mea? Vreau să spun că mi-a trebuit toate silințele de pe lume ca să ajung să o convins să-și învingă sfiiciunea. Sfiiciunea cui, omule? A sfiicei dumneavoastră! Și... Așa că ieri de pe am convins-o ca să semnăm o făgăduială de căsătorie. Fata mea a semnat o făgăduială de căsătorie cu tine! Da, domnule, după cum la rândul meu a semnat una la fel. Onoarea voastră! Scrie, domnule, scrie tot! Deznădejde și mai cumplită! Nenorocire și mai afrisită! Scrie! Trimite la pușcărie ca hoț și-a devenitor! Da! Ca hoț și-a devenitor! Nu mi se potrivește niciunul mai mic celălalt! Sunt prea cinstit și când o să aflați cine sunt... Ah, copilile mele! Fiindcă ne vrei că nu-mi tată ca mine! Așa răzbătești tu pentru tot ce ți-a făcut? Lasă de pline mrejele lui un hoț de drumul mare și mai iubești și dragostea ta. Dar nu înșelați și tu și el. Patru căreți bine desprezit dacă ai de grijă de tine, iar o drăguță răspunzătoare să răspundă de gâtul tău, călăsule. Nu o să petreagă lucrurile așa cum ar dori furia dumneavoastră. Și nu o să vedeți că când o să aflați cine sunt, o să vă schimbați gândul. Nu. Când a spus răzbătoarea greșit, o să fii azi de tata, fie-ți milă! Dă-mi o mână de simțiri mai omenești și nu împinge lucrurile dincolo de hotarele puterii pământești. Dă-ți o stelea și primește mai bine de cea de care te simți jignit. Este cu totul altfel decât îl văd ochii dumitale. Și cred că legământul care l-am încheiat cu el o să ți se pară mai puțin ciudat. Când te-ai aflat că fără de el, de mult aș fi fost pierdută pentru dumneata. Da, tata, el m-a scăpat atunci când am căzut în râu și află că lui îi datoresc viața micei pe care azi tu să știi că... Asta nu înseamnă nimic! Dacă știam că se întâmpla așa, mai bine te lăsa să te înveți! Tata, nu te de dragoste! Nu vreau să aud! Nimic! Justiția să facă dreptate! Scrie tot! Iar eu să plătească pe ține. Ia te uită!
Ce s-a întâmplat, senior Arco? Ah, senior Anselm! Mai tare tulburat! Senior Anselm, sunt cel mai fericit om de pe lume! Și tulburarea de aici nu știu ce se va alege din scrisul pe care de... M-am uit în cinstea mea, m-am lovit în averea mea! Uite pe regitul care a venit la mine în casă ca să-mi fure banii și fica! Până timp, cine s-a atât de bani dumneavoastră că nu mai înțeleg nimic? Da, și-o se dat amul doi pentru că era de căsătorie și nimeni să te privește primul rând pe dumneata, senior Anselm, așa că dumneata ești cel mai îndreptățit să începe vorbirile cu poliția. Departe de mine gândul de a lua nevastă cu Sila și nu cer nimic de la o inimă care s-a dăruit altuia. Dar întrucât privește dar avere, dumitare sunt gata să te ajută cu totul. Uite pe dumneavoastră care te-a comisar cinstit și nu uită nimic așa ne-a făcătuit în legătură cu scrisul pentru care veniți. Ai grijă, domnule, și diminuiește în așa măsură încât să nu se găsească pe fața pământului un rău făcător mai desăvârșit ca el. Nu văd de ce te-am aș putea fi în... învinuit, fiindcă o iubesc cu patru pe fica dumneavoastră, iar că privește cazul la care credeți că voi fi supus din pricina legământului nostru, o să vă schimbați gândul aflând cine sunt părinții. Bineînțeles că știu, deoarece puțini oameni m-au cunoscut mai temeni ca mine. Nu pasă nici de tot, pasă nici de tot, Martin! Rogu-te, lasă-mi să urmeze, să vedem ce mai are să spun. Mie m-a început să-mi bate de cum ai deschis gura. Și maică mea, care o să fie nespusă și destrămată, mi-a povestit de nenumărate ori în rocirile familiei noastre. Cerul ne-a scăpat și pe noi de la nec, dar dacă ne-a redat viața, a fost cu prețul libertății noastre, deoarece niște corsari ne-au cules pe mama și pe mine de pe sărbăturile. Ce să fiu, care? Da! Atunci, te cheamă judecată ca să-mi plătești ce mi-a furat! Fiul meu, te-a furat pe dumneata! Fiul dumitale și nu altul! De unde știi că e? Și bunul Jack mi-a zis! Tu ai spus-o! Ce mai am să-i părinți ce dumneata? Da! Și domnul comisar i-a primit mărturia! Iar dumneata mă crede stare de-o fapt atât de josnică? În stare, în stare, mă vreau banii mei! Tata, nu te mai chinui, te rog! Și nu mai chinui pe nimeni! Am știut cu privire la ceea ce te negăjește și am venit să spun că dacă te hotărăști să consimți la căsătoria mea cu Marian, îți primești banii înapoi. Unde sunt? Nu te trece cu pirea, sunt într-un loc de care răspund. Așa că totul atârnă de mine. Îmi rămâne ca dumneata să răspund ce hotărăști. Ori mă dai pe Marian, ori s-a dus casă. Și ia spune, nu s-a ales nimeni? Nu s-a luat nimeni? Ia, zi! Nu. Așa că vreau să știm dacă ai de gând să-ți dai consimțământul. Mai că s-au lăsat slobodă, să aleagă între mine și dumneata. Ca să știu ce am de făcut, trebuie să văd caseta. Ai să o vezi nevătărată și neatinsă. Pe urmă, să știi că n-am de dat bani zestre copiilor mei. Am eu pentru ideea asta să nu-mi duci griji. Da, îți iei asupra dumneavoastră cheltuielile acumulării căsătoriilor? Îmi iau, mai dorești ceva? Și faci pentru nuntă și haine de socru? Îți fac și haine pentru socru. Ce-am vrut să ne bucurăm în voie de ceva? Ei, domnul, da, mie cine îmi plătește ce-am scris? Da, am o voie de scrisurile de vitale. Ei, nu mai spune, ori îți echipă că eu muncesc de pomană. Da! Poftim, pentru o serială, spâns dură pe ăla. Dar plătești dumneata pe comisar? Îl plătești și pe comisar. Și acum, Marian, să mergem repede să împărtăși și mamei tale bucuria noastră. Iar eu să-mi revăd caseta mea, dragă. La Flash? Unde? La Flash? Caseta mea! Bănișorii mei! Bănișorii mei! Ciocolată!